După ce a trecut de Senatul României, ieri și Camera Deputaților și-a dat avizul pentru legea privind reducerea pragului electoral, senatorul Dian Popescu consideră că era necesară reducerea pragului, deoarece interesul populației pentru procesul electoral este în continuă scădere, iar din această cauză există riscul ca referendumurile care vor urma să nu fie valide, la fel ca cel de demiterea președintelui de anul trecut. Este o practică în Europa, nu este numai la noi, nu suntem prima țară care adoptăm această lege. Marea majoritate a țărilor au pragul scăzut sub 50%, întrucât în ultima perioadă de timp lumea nu se mai prezintă la vot și atunci trebuie luate anumite decizii. Dacă nu se prezintă la vot, nu se validează referendumul. Necesitatea scăderii pragului o vede și Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, care consideră că nu se pune problema să fie ignorată voința poporului. Eu cred că este mai aproape de realitate această hotărâre, pentru că de fiecare dată când s-a organizat în România un referendum, niciodată populația nu s-a prezentat la vot în procent de peste 50%. De asta spun că hotărârea respectivă este mai aproape de realitatea pe care o trăiește poporul român. Opoziția a atacat la Curtea Constituțională legea, iar Curtea a decis că actul normativ este constituțional în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii.